facerea organ de control, călătorii sunt obligați să prezinte actul de identitate, iar în cazul în care nu doresc acest lucru, ne putem solicita un echipaj de poliție. S-au bătut apropo, dar așa nu... Da, nu pe... practic pe față, da. Așa, ca să apropo, zic. Da. Așa. Când m-a oprit controlul și eu am abonament de elev și uneori se trebuie prea plin și n-apuc să-l validez. Și când mi-au luat cardul, au văzut că e nevalidat și chiar dacă aveam abonament, au insistat că să-i plătesc, să le dau banii, 50 de lei. Și atunci am zis, nu am cash, chiar nu aveam cash pe mine. Și oamenii s-au oferit ironic și au zis, ok, cobor la prima bancă cu noi și te duci la bancă și ne dai. Și eram... Sincer, chiar ne place ce facem.